Bună ziua, doamnelor și domnilor! În întâlnirea noastră de astăzi, de la Căminul Cultural din Ciumbrud, vă propun să discutăm despre volumul intitulat Aiud, Golgota Scriitorilor, poezii din temnițele Aiudului, o antologie de Ion Buzașii, apărută în colecția Restituiri, în cadrul unui proiect al Centrului Cultural Liviu Rebreanu din Aiud. De remarcat că în ampla prefață, intitulată Însemnări despre poezia carcerală, profesorul Ion Buzașii arată, citez, între poeții închisorii aiudene se detașează doi clasici ai poeziei carcerale, amintiți deja în paginile dinainte, este vorba de Nichifor Crainic și Radu Gir. Nichifor Crainic, pseudonimul literar al lui Ion Dobre, s-a născut în comuna Bulbucata, județul Vlașca, în anul 1889. A fost o personalitate culturală complexă în perioada interbelică, poet, filozof, teolog, memorialist și eseist, a publicat volume de versuri, în 1916 Șesuri natale, tot în 1916 Zâmbete în lacrimi, în 1921 Priveliști fugare, în 1930-1940 Țara de peste veac. A publicat eseuri teologice și filozofice, precum Nostalgia paradisului și Dostoievski și creștinismul rus sau Puncte cardinale în haos, toate reeditate după 1990. A condus revista Gândirea, cea mai importantă publicație periodică din intervalul interbelic. În anul 1946 a fost condamnat la 25 de ani muncă silnică pentru colaborarea cu regimul antonescian. A stat ascuns un an sau, cum însuși spunea, citat, pribeag în țara mea, am încheiat citatul și arestat în 1947, a executat 15 ani de detenție până în 1962, fiind ținut în condiții de exterminare în Zarca a Iudului. În 1990 i-au apărut postum volumul Șoim peste prăpastie, romanul memorialistic Zile albe, zile negre, în care, vorbind și despre suferințele îndurate în închisoarea din Aiud, declară cu sfâșietoare tristețe, am cunoscut iadul. A murit la 21 august 1972 în București. Cel de-al doilea poet, Radu Gir, s-a născut în anul 1905 și reprezintă unul dintre cele mai dramatice destine biografice din literatura română. Așa cum spuneam, s-a născut în anul 1905 în orașul Câmpul Lung Mușcel ca fiul al actorului Ștefan Demetrescu. Pseudonimul Gir este împrumutat prin anagramă de la numele dealului Grui, de la poalele căruia, se află orașul natal. Studiile primare și liceale le urmează la Craiova, iar cele universitare la Facultatea de Litere și Istorie din București. Paralel cu notorietatea poetică se desfășoară și cariera universitară și activitatea politică, atras fiind ca atâți valoroși tineri din perioada interbelică de mișcarea legionară. Calvarul său începe în 1938, în timpul dictaturii carliste, a fost închis succesiv sub cele trei dictaturi carlistă, antonesciană și comunistă. De aceea a fost numit și Homer al închisorilor.
Este unic în literatura română și probabil în cea universală, pentru că a scris poezia vehement anticomunistă, Ridică-te Gheorghe, Ridică-te Ioane, poezie pentru care a fost condamnat la moarte, în ultimă instanță, comutându-i se pedeapsa în muncă silnică pe viață. După eliberarea din închisorile comuniste, a fost redactor la revista Tribuna României, o publicație de propagandă comunistă pentru străinătate, dar nu are dreptul de semnătură și nici nu poate să reediteze sau să-și publice volumele de poezii. A murit în anul 1975. Am citat din prefața profesorului Ion Buzaşi la această importantă antologie. O să vă prezint acum două poeme, primul aparținând lui Nichifor Crainic, se intitulează Unde sunt cei care nu mai sunt? Întrebat-am vântul zburătorul, bidiviu pe care aleargă norul către albastre margini de pământ. Unde sunt cei care nu mai sunt? Unde sunt cei care nu mai sunt? Zisa vântul, aripile lor mă doboară nevăzute în zbor. Întrebat-am luminata ciocârlie, candelă ce leagă în întărie, unde lemnul cântecului sfânt, unde sunt cei care nu mai sunt? Unde sunt cei care nu mai sunt? Zisa ciocârlia, s-au ascuns în lumina celui nepătruns. Întrebat-am bufnița cu ochiul sferic, oarba care vede în întuneric tainele necuprinse de cuvânt, unde sunt cei care nu mai sunt? Unde sunt cei care nu mai sunt? Zisa bufnița, când va cădea marele întuneric, vei vedea. Și cel de-al doilea poem aparține lui Radu Gir și se intitulează Scrisoarea tatii. Fiule, fiule, lungă e calea, ca-n pas până la tine sunt mări și țări, trenuri, păduri, jandarmi și ocări și stele ce nu ne știu jalea. Dorul de tine mi-e așa ca o furcă proptită cu dinții înberegată. Din fundul aiodului ochii tăi urcă pe cer ca doi luceferi de piatră. Mănânc, ești în lingura mea. Fac un pas, șchioapeți alături de mine. Aprind o văpaie la iconostas, cad lacrimile tale din lumânare. Prin somn vine lanțul tău, blestematul cu mari zornăieli să mă scoale. Lanțule, lanțule, lasă-mi băiatul, ferecă-mi mie glesnele goale. Cum să-ți strămut în carnea mea chinul, cum să-ți beau, fiule, o sânda toată, plecat peste neagra-i fântână sărată, secaiaș, goliaș veninul. Uneori, noaptea, maică ta vine cu pași de iarbă din țintirim. Ia-ți plânsul, bătrânule, și haide cu mine, temnița în lacrimi adânci s-o topim. Volumul Aiud, Golgota scriitorilor, poezii din temnițele comuniste. Să păstrăm un moment de reculegere pentru cei care
au suferit în temnițele aiudului.